Pentru unii dintre noi, planificarea vacanței este un exercițiu de imaginație, de logistică. Cineva se gândește la vacanța proprie, cineva se gândește cum să arate mai bine o vacanță pentru copiii din localitățile din Republica Moldova, dar și pentru copiii refugiaților din Ucraina care sunt aici, în Republica Moldova. Evident, facem referire la minunatele proiecte organizate de Moldova Project, iar alături de noi este și Victoria Morozov, care este președinta asociației. Victoria, bună dimineața și bine ai revenit! Bine v-am regăsit după vacanță! Exact, da! Uite că noi am venit din vacanță și cumva, grație ție, mi-am dat seama că avem și un soi de remușcări, pentru că noi am avut grijă de vacanța noastră și între timp tu ai avut grijă să oferi zile cu soare și speranță pentru cei mici. Vreau mai multe detalii. Ce s-a întâmplat de fapt și ce înseamnă aceste petreceri la piscină pentru copii? Este un proiect de vară pe care îl organizăm în fiecare vară pentru că copiii de-abia așteaptă să aibă această zi specială. O zi în care ei pot să se bucure cu alți copii într-un loc special amenajat, așa, cu apă multă și cu foarte multă voie bună și să fie fericiți și să se bucure de vacanță, pentru că copiii din grupurile social vulnerabile de obicei nu prea au posibilitate să viziteze un aquapark, spre exemplu, și să, nu știu, să dea pe topogane la vale și să interacționeze cu adulții, cu voluntarii noștri, așa, așa încât, nu știu, să fie probabil cea mai memorabilă zi chiar din viața lor pentru unii copii. Bine, și pentru noi, adulții, o astfel de experiență este una magică, dar aminte pentru cei mici, cei care învață să exploreze lumea, să tatoneze, să pipăie, să interacționeze cu apa. Da. Câți copii au beneficiat de acest proiect? Noi suntem la jumătate de cale, 500 până la ziua de astăzi. Iată acum colegii mei merg spre Secăreni ca să mai aduc un grup de copii. Până la sfârșitul săptămânii acestei sper să ajungem la 1000 de copii. Și asta este targetul nostru și eu mă bucur că vara asta am reușit să atragem suficienți bani ca să putem să realizăm aceste activități, pentru că sunt foarte costisitoare la numărul de copii pe care îl avem noi. Și pentru că trebuie aduși, trebuie alimentați, trebuie să avem gonflabile, pentru că ei le iubesc atât de mult. Înghețată și multe alte surprize. Deci nu e doar piscină, este și mâncare. Da, este tot pachetul. Este super, super. Este pizza tare. Și este săptămâna trecută am avut o activitate și am comandat 100 de pizze. Și unde am fost noi? Da. Și mă gândeam, asta e prea mult, dar nu a fost prea mult niciodată. Niciodată nu e prea multă pizza și niciodată nu e prea mult înghețată. Cum are loc identificarea beneficiarilor, apropo? Aceștia, de fapt, sunt copiii cu care noi lucrăm pe parcursul anului. Aha. Și o parte dintre ei au mai fost la bazin anterior, dacă erau parte din proiect, alții nu. Sunt noi și iată, ieri am fost într-o localitate pentru că am livrat niște ghiozdane și copiii întrebau, am auzit, dar de fapt am văzut la televizor și pe Facebook că voi vă duceți la bazin, dar noi când o să mergem? Și n-ai cum să le refuzi, nu? Această autoinvitație. Da, pentru că ei cumva urmăresc activitatea noastră și ei știu că dacă se întâmplă ceva cu alți copii, neapărat și ei o să meargă. Și copiii refugiaților tot o să meargă anul ăsta cu noi și deja o parte din grupuri au fost. Și mă bucur foarte mult pentru că au posibilitatea să interacționeze și copiii noștri moldoveni și să se joace împreună, să lege niște prietenii, pentru că noi de obicei luăm din aceleași raioane sau chiar în aceleași localități unde ei trăiesc. Pur și simplu, interacțiunea între ei este extrem de puțină pentru că nu se cunosc. Așa. Și așa și părinții pot să mai comunice un pic și este frumos. Se creează și anumite punți de colaborare și de prietenie. De Moldova Project lucrează foarte intens și cu autoritățile publice locale, cu asistența socială, dar acum, hai să deschidem un pic parantezele. Este foarte frumos și toată lumea vă laudă pentru ceea ce faceți. Pe mine mă interesează cât de dificil este să organizezi astfel de aventuri, pentru că nu vorbim de o simplă excursie, vorbim de piscină, acolo vorbim de securitate, e un grup mare de copii, iar asta înseamnă că responsabilitatea se dublează cel puțin. Da. Vezi că această activitate este o parte foarte mică din ceea ce noi facem pentru a reabilita acești copii și aceste familii social vulnerabile. Da. Ei au nevoie de asemenea experiențe, pentru că copiii trebuie să aibă memorii destul de speciale. Atunci când ei cresc mari, atât cum ți-am povestit despre o fetiță, da, care este deja suficient de mare că se căsătorește, atunci când tu comunici cu ei,
astea sunt momentele despre care ei povestesc, pe care și le reamintesc. Și ele sunt primordiale atunci când este foarte multă suferință în viața unui om. Da? Pentru că tu te atârni de bățișorul ăsta care luminează și care pare a fi speranța ta. Și iată, asemenea momente, ele sunt extrem de necesare copiilor. Dar vreau să zic că nu doar copiilor, dar și părinților lor, pentru că noi încercăm să luăm mămicile la bazin și, bine, o mare parte dintre ele se rușinează să se dezbrace, pentru că ele văd la bazin alt fel de femei, da? Dar însuși faptul că ele sunt prezente acolo, că ele pot să vadă că există un alt fel de viață, că există așa un loc în țara noastră. Și să petreacă timp calitativ. Și calitativ, dar și să se bucure de o zi, pur și simplu, în care ei tot parcă ar fi niște copii, pentru că unele dintre ele lasă rușinea la o parte, în a doua parte zilei și se aruncă și ele în bazin. Și, uite, așa gen de memorie, ele creează un fel de alt fel de dorințe și vise a acestor oameni. Și ele sunt importante. Cât de greu este să organizezi fără o echipă, aproape imposibil. Începând cu donatori care susțin activitatea ta, echipa care o să meargă și o să aibă grijă de copii și nu doar vis-a-vis de securitatea lor, dar să joace cu ei. Entertainment, e mult. Da, să lucrezi cu niște copii, e mult. Și să organizezi, clar, că tendere trebuie ca să poți să alegi furnizorii care o să te ajute să presteze serviciile. Deci e un proces îndelungat, dar complet și... Procesul ăsta compensator funcționează? Asta este partea cea mai frumoasă. Cum te simți în momentul în care, uite, spuneai despre faptul că trebuie să pleci și la o ceremonie, la căsătoria uneia dintre fostele beneficiare. Îți imaginezi, practic, ai contribuit și tu, echipa ta, la schimbarea vieții. Cum te schimbă asta pe tine? Mă emoționează. Mă face să cred că timpul nostru este folosit corect. Pentru că, bine, atunci când tu lucrezi cu familiile social vulnerabile, tu nu știi niciodată unde o să ajungi în acest lucru. Pentru că, da, tu dorești binele, da, tu depui toate resursele pe care le ai și de timp și de, nu știu, dragoste și financiar și tot, dar până la urmă omul are alegere să ia tot ce tu îi dai și să investească în viața lui și să se ridice și să pornească un alt fel de viață sau poate nici nu are capacitatea să o facă pentru că traumele pe care le au sau problemele psihice sau alte chestii care se întâmplă în familia lor nu le permite să se reabiliteze. Și atunci, uite, când tu vezi că unele familii, ca și iată, această fetiță care a rămas orfană la o vârstă foarte fragedă și a învățat la o școală profesională cu ajutorul nostru și a găsit un partener de viață și au plecat în Italia împreună și au construit o viață acolo și acum se căsătorește și ne invită la nuntă. E o schimbare frumoasă. Da, pentru ea mă bucur pentru noi că înseamnă că ceea ce am făcut noi are o continuitate și o să aibă un impact pozitiv asupra tot ceea ce se întâmplă ulterior în generația următoare, nu doar a ei, a copiilor ei și a nepoților ei, sper. Deci, clar că eu sunt foarte fericită, eu sunt nerăbdătoare să mergem la nuntă, să ne bucurăm alături de ea. Eu știu că ea nu are părinți care o să fie alături și noi o să fim familia ei în aceste zile și de-abia aștept să plecăm și să ne bucurăm împreună. Știți emoții în ochii tăi și asta e absolut încântător. Voi aveți foarte multe proiecte activ, voi nu stați locului, sunteți pe bune, un stup de albine. Acolo se roiește, e gălăgie într-una, dar e o gălăgie foarte frumoasă și motivațională și pentru ceilalți. Acum, ai observat de la an la an, de la proiect la proiect, că se schimbă un pic și percepția societății față de acest ajutor, pentru că ceva timp în urmă, în Republica Moldova exista complexul ăsta, complexul săracului, știi? Ei, dar cum să cer ajutor? Ei, dar ce o să zică lumea? Acum, tu vezi că oamenii accesează aceste ajutoare, le primesc cu inima mai deschisă? Se schimbă cumva aici ceva în motorașul nostru? Eu cred că domeniul social în genere este extrem de diferit 10 ani în urmă și acum și el o să continue să schimbe de la an la an pentru că oamenii sunt diferiți. Viteza
de trai pare a fi diferită, pentru că traumele sunt absolut diferite, pentru că 10 ani în urmă noi nu puteam să discutăm despre migrație și despre impactul migrației asupra copiilor din această țară. Da, este diferit, da, este dificil, dar societatea este mult mai deschisă să ne accepte, să accepte faptul că noi știm ce avem de făcut și nu trebuie să dicteze ce trebuie să facem cu unele donații, spre exemplu. Așa. Și oamenii știu să acceseze ajutoarele, cu siguranță. Foarte frumos și mă bucur tare mult că vii să împărtășești din experiența voastră. Schimbați vieți și percepția societății față de toate categoriile sociale. Mulțumim tare frumos că ai venit și în această dimineață. Mult spor și în pregătirea ghiozdadelor, un alt proiect despre care o să discutăm ceva mai târziu. Da, mulțumesc foarte mult!